Bună seara, domnule și domnule, și bine v-am regăsit la o nouă ediție incendiară a punctului culminant. Vorbim despre mizeria din Usăre și vă arătăm cum folosesc reziștii fica împotriva mamei. Ce au promis reziștii fiicei ca să-și atace mama? Reziștii se sfâșie între ei ca fiarele, oameni zburați pentru delict de opinie. Cristoiu de mască, făcătura, cea mai mare creație artificială. Îi veți lăși pe profitorii care au sărit care chinii pe banii românilor. Boicotul firmelor, au inventat deja promoția pentru plata cu bani cash. Iar Dana Budeanu declară război pensaților din politică. Îți vedea și anunțul care sperie. În 5 ani ne vor putea monta chip în creier. Și o trăvesc copiii cu minciuni. Veți vedea adevăratele efecte ale blogurilor. Firea s-a întors la comandă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Scandalul a bubuit. Vorbim despre manevra revenirii în PSD la vârf și ce urmărește fostul primar general al Capitalei. Și evident un nou scandal odată cu revenirea ei despre mafia zilelor din Ilfov, domnilor și domnilor, care s-a completat cu cea a certificatelor de handicap. De ce trebuie mărăsura Gabrielei Firea? Aflăm tot în această seară. Iar ministrul a pus astăzi procurorii pe ei este anchetă penală. Peste 1000 de dosare de handicap măsluite. Godei recunoaște ceea ce Gabriela Firea a negat. Bomba politică a anului, alianță secretă pentru Cotroceni. Cine este candidatul secret și pe cine ascund prin anunțul lui Nicolae Ciucă, veți afla în această seară. Cine intră în cursă și aruncă în aer toate calculele politice. Veți vedea și portretul necenzurat al diavolului care terorizează planeta. Acestea fiind spuse, dați-mi voie să prezint invitații, să le mulțumesc că stă alături de mine și să trecem la treabă. Împreună cu mine, ca de obicei, lumea seara, prietena mea, din Drăghiș, reputat, avocat și celebrul național. Minunata! Bună seara! Bun găsit tuturor! Visanta, avocat, Alice Drăghiș, domnilor și domnilor. De asemenea, salut pe domnul general Eugen Bădăran, am fost șef al statului major general al Armatei Române. Bună seara, domnul general, mulțumesc că sunteți împreună cu noi. Salut de asemenea și pe domnul colonel Serin Rezervă Tudor Păcuraru. Bună seara, domnule Păcuraru, mulțumesc. Bună seara, prieteni. Cu noi. Dan Andronic, director al evenimentului zilei, vă salut, domnule Andronic, și nu în ultimul rând, intră la vedere ca un adevărat megastar, domnul Lucian Romașcan, a fost ministru al culturii. Bună seara. Guvernul PSD, PNL. Aplauzele noastre. Așa zice. Doamnelor și domnilor, acestea fiind spuse, breaking news. Scandalul care o vizează pe vedeta USR Elena Lasconi ia amploare, doamnelor și domnilor. După ce a declarat că susține familia tradițională și a și votat în acest sens la referendum, colegii de breaslă, dar și propria fică, o anihilează zi de zi. Propria ei fică, cea care face parte din comunitatea LGBT, se declară dezgustată de mama sa și susține că Elena Lasconi a abandonat-o. În final, Cătălin Drulă a reușit, consultându-se cu sine, să o retragă pe Lasconi din campania pentru europarlamentare. Hai să vedem poveste. Nu merită tratatorii să-i consider frați, că doar în perversitate sunt calificați. Dacă la 3 dimineața se ia cineva din pat, se scoală brus. Tu știi pe celuși, tu știi care crezi că atunci poți să transmiți emoție. Prietenii de lângă tine au un gând ascuns, la fel cum avea și Iuda față de Iisus. Scandalul vedetei USR, care este anihilată de proprii colegi de breaslă, ia amploare. Elena Valerica Lasconi, fostă prezentatoare TV, este în continuare ținta abuzurilor membrilor USR, pentru că a avut curajul să spună că susține familia tradițională, iubirea dintre un bărbat și o femeie. Declarația acesteia o costă locul eligibil în cursa pentru europarlamentare. Liderul USR, Cătălin Drulă, i-a cerut Elenei Lasconi să se retragă din campania pentru europarlamentare pentru că declarațiile sale legate de referendumul pentru familia tradițională afectează campania Uniunii și concentrarea pentru alegeri. Zis și făcut. În urma presiunilor făcute la adresa ei, a doua zi, Elena Lasconi s-a retras de pe lista candidaților USR la alegerile europarlamentare din 2024. Scandalul continuă și în familia Elenei Lasconi. Fiica acesteia, Oana, nu se oprește din comentarii.
Și de această dată, ea îi distruge complet imaginea mamei ei. Acuzația cea mai gravă, dar asupra căreia Oana Lasconi nu dă detalii, este că mama sa ar fi abandonat-o. I've been forced to have a public persona just to lift her up for almost my entire life. That's basically what I've been doing since I was a kid. I was basically forced to talk about what an amazing relationship we have. She's been lying to newspapers. She's been saying, oh, I raised her on my own. She didn't raise me. She didn't. She abandoned me. După ce declarațiile controversate ale Elenei Lasconi au apărut în spațiul public, fiica acesteia a declarat că este dezgustată de mama sa și este fericită pentru că va fi un homofob în minus în Parlamentul European. Totul în contextul în care ea face parte din comunitatea LGBT. Sunt în continuare în șoc și absolut dezgustată să aflu că mama mea a votat da la referendumul Coaliția pentru Familie, pentru a susține așa zisa familie tradițională între un bărbat și o femeie. Nu pot să descriu durerea pe care o simt ca un membru al acelei comunități. Am să fac două ziare, mototul în buzunare, să văd cine-i lângă mine când am buzunare pline. Dar să vezi surpriza mare când îi spune că-i ziare, eu mă uit pe fața lor să văd care-i vânzător. După ce colegii de Brasla au anunțat că vor să o retragă din campania pentru europarlamentare, Elena Lasconi a ieșit public cu o declarație. Niciodată nu am avut nimic împotriva relațiilor dintre persoanele de același sex. Nu am nimic împotriva unui parteneriat făcut legal pentru a avea aceleași drepturi. Singura sensibilitate pentru mine ca persoană este asta, cuvântul căsătorie. Acestea fiind zise, eu nu mă agăț de funcții și liste. Dacă munca și crezul meu nu sunt suficiente, dacă sinceritatea, toleranța și iubirea nu sunt suficiente și dacă doare atât de mult un cuvânt, prin votul colegilor mei din Biroul Național USR, se decide retragerea mea de pe lista candidaților la europarlamentare. Eu îmi continui treaba de primar, a scris primărița municipiului Câmpul Lung pe internet. Și George Simion a răbufnit în scandalul vedetei USR anihilate de colegii de Braslă. Vis-a-vis de cazul doamnei Lasconi, doar poți să acuzi ipocrizia dovedită de cei de la USR. Înseamnă că nimeni care a votat la referendumul pentru familie, niciunul dintre cei 3 milioane de oameni care au fost suficient de deștept să înțeleagă că nu există nicio întrebare secretă și e vorba despre referendumul și de introducerea în Constituția căsătoriei dintre un bărbat și o femeie. Înseamnă că niciunul din acei 3 milioane de oameni nu sunt bineveniți în această gașcă neomarxistă numită USR. Oameni care au o atitudine normală și apără o societate normală bazată pe valorile creștine sunt excluși, scoși de pe liste. În urmă cu ceva timp, Elena Lasconi declara că se încearcă anihilarea ei de pe scena politică. Până acum au încercat să-mi facă dosare penale. Sute de plângeri, petiții, DNA, tot felul. N-au reușit. Încă încearcă, ei tot încearcă. Doar să întâmple ceva. Măi, oameni buni, deci eu sunt foarte, foarte liniștită, foarte relaxată. Eu... Cum zicea bunica mea, dorm cu cămașa fericitului pe mine. Atunci când au venit să mă racoleze, le-am spus celor și celor din PNL, de fapt, că zic cu subiect și predicat, că eu sunt foarte asumată și
Le-am spus că, din punctul meu de vedere, ei sunt niște interlopi politici. Poate că ar fi fost mai drăguț să le spun că sunt mafioți. Dar nu, ei sunt niște interlopi. Mafia ce făcea? Îți lua business-ul și spunea, dacă vii cu noi, ți-l pune la loc. Așa au făcut ei cu Bulevardul Pardon. Cu asemenea oameni, cu asemenea interlopi, nu ai ce să echipă să faci. Credeți-mă, deci eu când vorbeam cu Elisabeta Rizea, care m-a inspirat, deci eu pentru femeia aia, eu zic că duc mai departe. Ce a făcut femeia aia? Eu în fiecare zi mă gândesc la ea. Nu vă e rușine! Ia sună la poliție! Băi! Orașul ăsta nu-i groapa de gunoia voastră! Ați înțeles? Acum le iei! Doamna primar! Acum nu mă luat așa! Păi, acum! Acum le iei! Păi nu sunt proprietarul care mi-a făcut de aici care... astea! Păi stai să-l sunăm! Ia de aici să te primești ea mea! Că nu, doamnă, păi dacă proprietarul mi-a spus... Așa de mi-a de ce nu mă spus? Proprietarul aruncă la măsă acasă aici! Dar nu, nu e mă rușine, mă! Uitați-vă, doamna primar! Ia de acolo ăla! Păi nu vă... Elena Lasconi a devenit primarul SR al municipiului Câmpul Lung în anul 2020. Ea declara că viziunea sa pe termen mediu era să transforme Câmpul Lung Mușcel într-o stațiune turistică de interes național. Înainte de a ajunge primărița municipiului Câmpul Lung, Elena Lasconi a fost prezentatoare la ProTV. Acolo, fosta jurnalistă a legat o prietenie foarte strânsă cu celebra prezentatoare Andreea Esca. Ambele au ajuns să lucreze la postul de televiziune în anul 1995. Elena Lasconi a rememorat că în perioada în care era colegă cu Andreea Esca, la ProTV câștiga mai mult decât o face în prezent ca primărița a municipiului Câmpul Lung. Cât e salariul de primăriță? Păi nici nu știu. Stai așa că el... E public, nu? E... Da, da, e vreo 9.000 și ceva de lei, dacă nu mă știu. Vreo... Ai și bonuri de masă? Nu. Nu dețin așa ceva. Și nici de benzină? Nu. Dar tu știi în cât timp făceam eu banii ăștia când eram la ProTV? Când mă duceam să vorbesc la un eveniment? În 40 de minute și îmi zicea toată lumea să rămână. Nu mă jura nimeni. Până la aceste realizări însă, primărița municipiului Câmpul Lung a avut parte de numeroase greutăți, care au început încă din copilărie. O copilărie de o sărăcie lucie. Mânca pâinea pe care bunica ei o dădea porcilor. La vârsta de 21 de ani, Elena Lasconi a divorțat de tatăl copilului pentru că îi se simțea inferioară lui. El era inginer și ea nu avea facultate. O să vomit un pic înainte să nu... Hai să încerc să nu... Alice, ce mă, telenovelă? N-am văzut, da? Mâncat de la porci. A lăsat-o bărbatul sau l-a lăsat ea că se simțea inferioar. Ea l-a lăsat pe bună dreptate, că l-a luat când el avea facultate și ea nu. Și când a realizat diferența de studii, că înțeleg că despre asta vorbim, posibil și de situație materială, a zis, domne, n-am cum, îmi iau câmpii. Mai departe s-a dus la ProTV, ia uite așa, 20 de minute, 40 de minute câștiga ea, cât nu știe exact are salariul de primar. Dar cum nu știi când ești bugetar? Că aștept salariul ăla ca pe iarba de leac. Din vânzări anterior, ca să zic așa. Ah, ok. Nu mă, deci n-ai cum, da? Toată viața ei crește singură copilul. Acum vine copilul și spune nu că m-a abandonat. Pa aia unde a abandonat? A crescut în vreun plasament familial? La mare. Asta nu e chiar abandon. Pe și vreau să spun o chestie. Toată... Dar stai mă, că la școală a dus-o la București. Deci hai să nu dramatizăm. Deci totul e atât de cusut cu ața albă și e atât de stridentă povestea asta cu familia tradițională, cu votatul la referendum, cu fisa care sare de rupe tavanul cu capul de la Paris. Păi, adică vezi un complot? Că nu... Da, clar. Că ce? Clar. Deci, păi uite, rând... e de aceeași școală cu Turcescu. Ai făcut școala cu Turcescu, că și Turcescu a zis că e potătură. Avem rucsaci în spate posibil. Fratele meu, deci n-ai tu cum... Nici tu n-ai de jos rucsaci. Adică tu care ai atâta experiență de presă, da? Și ca viață, că nu e o fată de 22 de ani să se dea în primire la prima întrebare. Nu, lecuță mai mică decât mine. E o sărpurie, dacă mă întreb pe mine, da? Asta e. Iar întrebarea este foarte personală, da? Ce părere ai de familia tradițională? Deci asta este o chestiune pe care, dacă vrei, o eviți.
Dacă vrei să nu intri... Femeia n-a vrut... Iartă-mă, eu am văzut sincronul de acolo, da? Femeia a vrut să spună asta. A vrut să spună asta, exact, da? Înainte de asta, în podcastul ăla mai dinainte, a fost un pic mai deschisă decât la prima, unde era clar pusă pe tapet treaba, da? Că nu o să-mi spui acum că ea, înainte să intre în emisie, nu-i spune ăla, uite, doamne, despre ce o să vorbim, asta, asta și asta. Două, trei cuvinte acolo, nu? Nu e obligatoriu. Dar chiar dacă te surprinde... Eu n-am dat în viața mea întrebările nimănui. Victor, ne înțelegem pe teme, dar nu ne înțelegem. Și chiar dacă te surprinde cu o chestie de natura asta, ai capacitatea să... Dar și ce e rău în faptul că mărturisit? Nu era rău că mărturisit, dar ea voia să găsească momentul să mărturisească. De ce? Nu știu de ce. Habar n-am de ce și-a dorit să dea această lovitură USR-ului. Uite, că USR-ul a pus-o pe primul loc la europarlamentare, candidată la prezidențiale, pe locul 1, probabil și pe la Parlamentul României, dacă nu mergea la europarlamentare, unde probabil că mai mult de 3 locuri nu o să aibă. Păi primară, da, era clar că va fi în continuare. Iar CSA are o ieșire care n-are nicio legătură cu viața. Putea să-i dea măsii un WhatsApp, un telefon, mamă, m-ai dezamăgit. Poate sunt certate. Păi și simțea nevoia să vorbească da, pe în direct plânse, te bucete, aoleo, ce m-am pățit eu la EGPD. Băi, nene, eu înțeleg, există N familii în care părinții nu vorbesc cu copiii sau invers. Da, s-au certat, nu știu, dar s-au certat între ei. Și fata e destul de mărișoară ca să... Păi da, aia mică are, face 32 în curând, adică iartă-mă. Are puțin și iese la pensie. Păi exact. E drept, nu s-a deschis cartea de muncă, dar se apropie de vârsta de pensie. Trăiește la Paris pe speze lei, că măsa nu-i de nimic, dar servici n-are. Păi, la 32 de ani, ce să-ți mai dea mama? Adică, păi aia nu a zis că... Sarmale, ce să-ți mai trimită? De Crăciun. Nu, femeia a simțit nevoia să desfidă informațiile false de presă, potrivit cărea că ar fi pe banii măsii acolo. Nu e pe banii măsii, nu se știe pai cu e. Că băia din salariu ea a zis că nu-i mai are. Primul, în prima dramă a fetei Elena Lasconi, cred că e... Rezidă din facere, dacă vrei, că e rezultatul unirii între un bărbat și o femeie, nu? A copulării, cum scrie la carte. Aici e prima traumă. Da. Da. Și de acolo care mai bine ar fi existat, din câte înțeleg. Deci de acolo supărarea pe măsa, că avea să fie un bărbat. De ce de bine? De bine că apucă publicul românesc să vadă ce înseamnă un rezistoid. Primul rezistoid a fost fabricat acum 90 de ani de sovietici și se chema Pavlik Morozov. Ăsta este ăla care l-a turnat la miliție pe Tasu ca ascunde cereale. Milițienii l-au dus și l-au împușcat. Pavlik a devenit erou. Așa și cu această tânără. Asta mică. Este crescut în adevărate ideale. Vreți să vă dau o veste de ultimă oră, domnule colonel? Fata și-a anunțat astăzi intrarea în politică. Încă nu le-a anunțat. Unde? Nu a spus, doar că gata. Tot pe Instagram. Nu cred, eu cred că la aur. Tot pe Instagram. Dacă vrei, poți să-ți citesc mesajul. Nu știu. Domn general, cu dumneavoastră mai serios așa, ăștia nu sunt tot serios așa. Deci, am fost războinic de tastatură mulți ani, zice aia mică. Războinică? Nu zice, doar războinic. E greșit. Iar acum e momentul să-mi folosesc pasiunea pentru politică și iubirea nemărginită pe care o simt pentru planeta noastră frumoasă și toate creaturile ei în direcția unei schimbări reale. Știu că nu va fi ușor, este deja dificil să navighez ura, însă a venit momentul să-mi îmbrățișez adevăratul scop. Nu am o diplomă, așa cum multe publicații țin să menționeze, însă am o dorință de a lupta pentru dreptate cu orice cost. N-a spus cine plătește costurile, dar mă rog. Ei, nu poate să înceapă cu nu vreau să fiu populară, vreau să văd progres. M-am săturat, nu mai pot să tac. Acum e momentul să urlu pentru o lume mai bună. Progresiv. Ce-a vrut să zic autorul, domnul general? Onoare muncii, dar înțeleg că cu munca mai salcăm. Așa. E în ultimele două săptămâni, a doua oară când mi se pune întrebarea ce-a vrut să spună autorul. Sper că nu tot eu, că asta denotă lipsa mea profundă de imaginație. Și ca și prima dată când mi s-a pus întrebarea, o să vă spun că asta mi-aduce aminte de ora de română, când profesorul meu de română ne întreba pe toți ce a vrut să spună poetul în următoarele versuri. Da. Nefericirea mea la vremea aia a fost că niciodată nu știam dacă o să ghicesc ce crede profesorul că a vrut să spună poetul. Ce a vrut să spună poetul, eu... Mă înțelegeam într-un fel, profesorul cu certitudine înțelegea altceva. Așa, și poetul... Poetul nici nu mai conta. Poetul, dar nu conta poetul. Vorba lui cumnatul meu Dumnezeu să-l odihnească mintea mea în gândul ei.
Deci, spuneți... e greu să descifrezi ce vrea să spună un individ, de data asta nu folosesc, îmi cer scuze că folosesc un substantiv masculin, așa? Individ, nu individă, cum pentru că genul? Eu nu știu care sunt orientările domnișoarei. A zis că este trisexuală. Am citit eu un interviu cu ea, trisexuală. Eu știam cu bi, dar am aflat că există și tri. Adică a zis femei, bărbați și fluizi, nu mai știu ce, nu știu, de la care mă Da, corect. În opinia mea, așa, deviațiile sexuale sunt o boală. Da. Țin de patologie, nu de altceva. Că unii le consideră normalitate, unii le consideră deviații. Pentru cel care este sub această patologie, afară din USR, dacă el este în starea lui de normalitate. Da. Dar starea lui de normalitate nu este normalitatea oamenilor normali. Păi da, dar... Asta nu înseamnă... Cu teoria e că noi nu suntem normali. Oamenii normali... Trebuie să ții partea oamenii normali nu trebuie... Oamenii normali nu trebuie să le impună sau să le impute că ei sunt sub această patologie, așa cum nici ei nu cred că au dreptul să ne impună nouă oamenilor normali să fim ca ei. De goste buset coloribus. Da, stați un pic. Pentru că... Adică poziția misionarului și atât. Tot ce iese în chestia asta e anormal. La ei poziția misionarului fără misionar. Aș vrea ca domnul Romașcanu... Aș vrea ca domnul Romașcanu, care a fost ministrul culturii, să se întoarcă un pic cu spatele. Nimic pe la spate, da? Eu mereu am spus următorul lucru. Ziceți, domnule. Dacă începând din momentul ăsta eu susțin că sunt Napoleon, da? Se găsesc cel puțin 2-3 inși care să mă ajute și să mă ducă... Dar de ce nu ne-a spus de la început? Că la un ospiciu. Să mă ducă la un ospiciu. Că asta e o boală, să mă cred eu Napoleon. Fata n-a zis că e... Dar, nu știu, dacă spun, în momentul ăsta că eu sunt... Statuie. Cum o cheamă? Mica Sirenă. Mica Sirenă. N-a zis că e Mica Sirenă. Dacă spun în momentul ăsta că eu sunt... A zis doar că mă stai homofobă și o... Deci dacă spun că sunt femeie, automat dumneavoastră toți sunteți obligați să mă protejați. Dacă sunteți... Pentru că dacă nu mă protejați, sunteți niște homofobi. Sunteți niște homofobi, n-aveți ce căuta în societatea viitorului, sunteți niște retrograzi. Cum zice domnul Andronic, dacă eu trebuie să fiu un moderator ca la carte, să prezint la cine ar alege, așa trebuie să susțin celălalt punct de vedere. V-ați gândit, probabil, nu știu, eu am stat și mi-am stat eu, mintea mea gânduit, îl citesc în continuare, pare regretat-o cu una, nu uite, de la ce a pornit chestia asta, v-ați gândit că poate ele au avut un conflict pe tema asta? Clar. Pe orientarea sexuală a fetei. Aia a plecat și a văzut viață la Paris și așa mai departe. Și aia când a văzut-o pe Măsa susținând familia tradițională în detrimentul familiei netradiționale, a luat foc. Păi de ce se ia foc? Că știa că au avut conflictul. Că aici mă pierzi. Că nații nu cont Măsa de sensibilitate. Habar n-am eu ce în familia lor, Dane, și în cearșaful. Că între mamă, oricât de susținătoarea familiei tradiționale și între fică, susținătoarea LGBT-ului, pot fi conflicte. Da. Nu e nicio problemă. E firesc. Problema pentru mine este alta. În momentul în care un partid politic obligă candidatul de pe primul loc din listă. Da. Despre asta e, despre gestul politic. Să se retragă din listă pentru că a declarat că susține familia tradițională. Eu aș reclama la CNCD, că o discriminează. Pe doamna Lasconi, nu e așa, domnul Romașcanu? Nu, eu am... Pentru că, până la urmă, doamna este discriminată, nu mai are voie să ocupe locul întâi pe listă, din cauza opțiunilor ei sexuale și de familie, poate nu? Fi o opțiune și o încercare pentru CNCD să judece chestia asta. Eu constat un lucru... Nu, eu o să mă judece pe mine, ca de obicei. Eu constat un lucru pe care bănuiesc că îl simțiți cu toții. Din perspectiva acestei discuții, doamna Lasconi și cu fica dumneei sunt nimeni. Noi n-am auzit de doamna Lasconi că a asfaltat de aici până la lună, nici că a tras gaze... Ba, doamna a făcut bulevardul, pardon, că era business-ul ei, că așa a zis. N-am aflat acest lucru.
Deci doamna Lasconi trebuia să iasă în atenția publică prin vreo faptă de primar. Okay. Deci e o punere în scenă, da? Ea a ieșit în atenția publică prin cu totul altceva. Dar la ce folosește ei punerea asta în scenă? Păi asta trebuie să ne întrebăm împreună. S-o preluați voi la PSD, cap de listă, la orice? Păi uite, am înțeles că domnul Ciolacu a ajuns astăzi în ședință la voi că se regăsește în opiniile domnului Lasconi. Nu, asta cu familia tradițională ne regăsim toți, nu numai domnul Ciolacu, și e evident că până la urmă... Întâi trebuie să mă primească. Din punct de vedere al discuției publice, poate că trebuie să rămână ceea ce înseamnă restul. Cum raportăm la minoritățile sexuale, dacă e cazul să avem o discuție și probabil că este. Dar doamna Lasconi n-a arătat nimic nimănui până în acest moment. Și nu cred că poate să arate plecând în cum să spun eu, în viața asta de vedetă media, de la conflictul cu fiica dumnei. S-au spus toate, le-a spus și dumneavoastră, le-a spus și Robert Turcescu, s-au spus și în seara asta. Una, dacă maică-sa nu greșea cu un bărbat, ea n-avea cum să critique pe maică-sa. Dacă nu era în această chestiune, fiica ei, Mureana, în ultimatul ei, n-am nicio problemă, poate să iubească ce sex vrea dumnei. Dar era exact nimeni și relația fiicei cu... Dumnezeu, hai să ne înțelegem foarte bine. Peste tot pe unde ai rupt, ai rupt în calitate de fiica lui Elena Lasconi. Exact. Nu în calitate de vreo pricopsită care și-a făcut un nume la Paris pe cont propriu și acum se simte jignită de alăturarea cu ilustra imamă. Hai, spune-ți, domnul ministru, preluați în PSD, ce mai aduce voturi, e bună capilar? E partea politică, în programul USR. De la câmpul lung. Există vreun punct în care... Stai să ne întoarcem la politică. În programul USR există vreun punct în care scrie că ei sunt împotriva familiei tradiționale? Da, cred că da. Există un program USR? Nu susțin diversitatea, de ce? Am înțeles, una e să susțin la diversitate și familia tradițională, mă iertă Dumnezeu. Dane, în momentul în care susțin diversitatea de gen, nu poți să susțin și familia tradițională. Dan Andronic încearcă să facă ordine la USR, unde e un haos total și mai ales acum după cutremurul. Deci ei susțin doar cealaltă parte, nu susțin... Păi și Drulă din ce a ieșit? Tot în Drulă. Iar ne dai om la origine. Vorbim despre haosul din USR. După cutremur, iertați-mă un pic, domnul general, că vă dau să lucrați cu materialul clientului. După cutremurul de mare magnitudine provocat scandalul din familia Lasconi, liderii USR se încaieră între ei și își cer demisie. Europarlamentarul Vlad Gheorghe cere demisia lui Drulă și critică actuala conducere a USR, afirmând că formațiunea politică este văzută electoral drept răul cel mai mic, sub conducerea aceluiași domn Drulă. Iar în timp ce unii lideri se răspund că Lasconi a făcut un pas în spate, pentru că a fost decizia ei, alții spun direct că i s-a cerut retragerea. Hai să-i vedem pe marcanții lideri USR. Am încredere totală în decizia lui Cătălin Drulă, îl susțin până la capăt cu toate deciziile pe care le ia și urez tuturor decidenților din cadrul Biroului Național înțelepciunea mai departe. Eu am văzut o decizie a doamnei Lasconi de a se retrage pe listă, după discuția cu ea însăși, cu membrii familiei ei, cu prieteni, cu colegi, poate și cu Cătălin Drulă, de care iau eu act. Și mai departe respect opțiunea de exprimare. Evident, eu sunt exemplu din USR, față de care partidul este cel mai tolerant când este vorba de libertate de expresie. Este un moment în care trebuie să separăm ceea ce ține viața de familie a cuiva și este dreptul doamnei Elena Lasconi să se liniștească, să discute cu fiica sa și noi cei care facem politică și suntem în prima linie să ne ocupăm de problemele oamenilor. Cred că este suficient de clar din dialogul online între mamă și fiică unde este problema. USR este un partid care se ocupă de problemele oamenilor, de nevoile fundamentale care sunt în societate și nu poate să gestioneze crize care nu țin de zona administrativă. Elena Lasconi este un polician, o femeie polician pe care o respect foarte mult și o să o susținem în continuare pentru administrația locală. În ceea ce privește scandalul ultimelor zile, a ajuns să fie atât de acut încât să devină incompatibil cu obiectivele pe care noi le avem pentru campania pentru europarlamentare și partidul a luat act de retragere Elenei Lasconi. Sigur că nu e un moment de bucurie, nu e un moment triumfător. Pe de altă parte, în acest moment este cât se poate de clară prioritatea acestui partid. Pe de altă parte, posibil viitor colegi de Alianța USR, prin vocea fostului premier Ludovic Orban, consideră că aceștia au făcut o greșeală flagrantă atunci când au retras-o pe Elena Lasconi de pe listă.
Chestiunile acestea sunt chestiunile de conștiință, de convingere, de credință interioară pe care o are fiecare om. Poziționarea față de familie este o poziționare care izvorăște din convingerea pe care o are fiecare individ și nu se poate impune prin decizia unui organism politic ca un om să voteze împotriva propriei conștiințe. Nu mi se pare corect ca un om să fie supus unei sancțiuni din motive care țin de poziționarea pe baza propriei conștiințe. Nu este democratic, nu este corect și nu este conform cu ceea ce este normal și firesc într-o societate, ca pe orice chestiune care ține de convingere, de credință, de propria conștiință. Am privit îngrijorat acest episod profund nefericit, cu atât mai mult cu cât știți că Consorția Drepte m-a mandatat să deschid discuții pentru posibilitatea de a constitui o alianță de centru-dreapta. Eu cred că într-o alianță de centru-dreapta nu trebuie politizate astfel de subiecte și cred că fiecare membru al unei formațiuni politice legat de astfel de teme trebuie să se poziționeze conform propriei conștiințe. Cel mai virulent la adresa lui Cătălin Drulă este europarlamentarul USR Vlad Gheorghe, care îi cere demisia lui Drulă după scandalul provocat în partid de declarațiile făcute de Elena Lasconi. Cătălin Drulă, cine își asumă haosul ăsta? Cine plătește pentru bâlbâiala asta total neprofesionistă care a urmat numirii nestatutare pentru alegerile europarlamentare? Cine este responsabil pentru dezamăgirea pe care USR a provocat-o iar electoratului, pentru imaginea boțită de neprofesioniști care se joacă de-a partidul, de-a listă și candidații? Cauți USR azi și rezultatele sunt imaturitate politică, lipsă de viziune, lipsă de comunicare, numai lucruri bune, afirmă europarlamentarul USR. Nu, Romașca, nu trebuie să te lipsi. Întrebări puse de dreapta mai devreme. Vreau să mă întrebe și pe mine ceva. Acum într-o seară. Mă simt un pic nedreptățit. Mai puțin general. Am văzut un consilier, caporal, un consilier onorific al primului ministru, făcând următoarea declarație. Elena Lasconi n-avea ce căuta la USR. Locul ei era în PSD. Normal. Eu zic. Declarația unui consilier... Ziceți, domnul Mașcanu, luați sau nu luați? Nu iau eu. Cine-i consilier onorific? Ponta. Ponta. Victor Ponta. Păi nu știu, o mutați de la Argeș la Buzău. Noastră sunteți, aveți un cuvânt de spus la organizația Buzău? Nu mutat la Buzău pentru că e cerere, dar nu cred că e... Adică, din punctul meu de vedere, notorietatea pentru care ar fi eligibilă doamna Lasconi în acest moment într-un partid politic, nu cred că o califică pentru PSD. Acest tip de notorietate. Faptul că a votat... Are și notorietatea de gospodăreasă. Faptul că a votat... Gospodină nu poți să-i zici. Faptul că a votat pentru familia tradițională... E un plus. Domnul Andronic a făcut exact același lucru, ceea ce îl califică să fie membru PSD. Da. Mai rămâne să vrea și câinele, adică... Ideea este că, din câte am înțeles, de problemele mele, USR-ul nu se va ocupa. Garantat, 100%. În partea gata, dumneavoastră, am lămurit-o pe asta. O singură lucru ne-am lămurit, dar sper că mă lămuresc niște intelectuali în pauză. Producătorul meu, care este și mai încurd în punct de vedere sexual decât mine, nu știe ce aia fluizi. Nici eu nu știu, dar trecem peste asta. Breaking news. Reprezentanții băncilor au fost chemați la guvern pentru discuții după ce au anunțat majorarea comisionelor la tranzacțiile cu cash. Avem și informații exclusive din scandalul limitării plăților cash. Premierul a anunțat că modifică legea astfel încât românii să nu fie afectați de limitarea tranzacțiilor. Cu mai multe detalii vine colegul meu, Dragoș Bisticianu. Dragoș? Bine v-am găsit, Victor, v-am găsit, stimați telespectatori. Da, pe de-o parte, apropo de modificarea legii, se pare că s-ar discuta despre extinderea plafonului pentru achiziția de electrocasnice, de porci pentru Crăciun și așa mai departe, deci o serie de bunuri și servicii pe care oamenii ar putea să le ia nu până la acea limită de până la 5.000 de lei pe care vrea să o impună guvernul. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, apăruseră și primii profitori din tot acest scandal, băncile care au sărit așa precum niște șacali în momentul în care s-a anunțat această măsură și multe dintre ele vorbeau deja despre mărirea comisioanelor de la 1 ianuarie. Se pare că după discuția de azi cu premierul Marcel Ciolacu, reprezentanții Asociației Române a Băncilor au convenit că nu vor mai majora
comisioanele în perioada imediat următoare, ele vor rămâne la aceeași valoare. E în continuare o măsură controversată, criticată de foarte mulți specialiști, dar rămâne de văzut până la final ce mai modifică guvernul, ce va modifica inclusiv Marcel Ciolacu la această limită, cât va mai crește pentru electrocasnice, pentru Porsche, pentru cine știe ce altceva, rămâne de văzut. Guvernul oricum merge înainte și spune că vrea să combată prin această măsură evaziunea fiscală. Iar Dana Budeanu, doamnelor și domnilor, vine cu un nou verdict spectaculos pe limitarea plăților cash, noua ei pasiune, cu pensații de la PNL. Hai să o ascultăm. Bună seara! Acum 2-3 zile, nu mai știu exact, cred că vineri, am făcut un verdict care a explicat ce s-a întâmplat în legătură cu marea lege pe Cașcaval. S-a adeverit astăzi de la prima oră că ceea ce eu am spus a fost adevărat, și anume că această harneală a fost construită de către pensații PNL la ordin, împreună, în sensul că sunt susținuți de la spate de neterminații de la HAUR, continuatorii USR-i. Alt lucru care, pe care tot eu vi l-am spus acum câțiva ani, cred că vreo doi, că era foarte multă lume nedumerită de ce nu susțin eu HAUR. Adică USR, că nu înțeleg. Mă rog. Da. În ultimele ore, diversi neterminați din Partidul Pensaților au ieșit, inclusiv președintele Ciucă, și ne-au anunțat că ei n-au susținut această lege. Dragi români, ministrul de finanțe din guvernul de coaliție, care a ajuns a fi un guvern de coaliție pentru că a sunat Iohannis și s-a milogit de PSD să intre la guvernare, deci revin, din guvernul de coaliție, care astăzi îl are premier pe Ciolacu după ce premier a fost Ciucă, face parte PNL, așa s-a ajuns în acest guvern. Guvernul era PNL și s-a sunat SOS, veniți că ăștia îngroapă țara. Președintele României a sunat să vină ăștia pentru că altfel se îngroapă țara. Rețineți, așa s-a întâmplat, da? A venit PSD-i cu tot cu dezacord și o să rămână într-un dezacord atâta timp cât nu vor spune adevărul, inclusiv domnul Ciolacu, așa cum îl spun eu. Într-adevăr, eu nu sunt nici prim-ministru, nu sunt nici angajată la stat, n-am nicio răspundere. Da? Eu vorbesc pentru oameni. Ministrul de finanțe din guvernul de coaliție, PNL-PSD, atenție, este de la PNL. Adică ăla care a venit cu această lege este PNL și îl cheamă Boloș. Un bolovan pus acolo, mă rog, cum a fost pus, cum au fost toți puși, pentru că toți cei care sunt puși miniștri sau prim-ministri de la pensați sunt puși cu mâna la ordin. Ok? Controlați ca niște marionete. Punct. Asta cred eu ca cetățean. Sunt liberă să cred asta. Doar că tot ceea ce eu cred și spun se adeverește, milimetric. Așadar, ei au dat această lege. Domnul Ciolacu și-a asumat-o pentru că el, de când a venit prim-ministru, și-asumă tot ce vine la rând. De ce? Păi cine să-și asume? Că nimeni din guvern, cum v-am explicat, nu și-asumă nimic. Da, da, eu până acum îi jucam în picioare pe toți. La mine nu exista așa ceva. Domnul Ciolacu ori e mai diplomat, ori, nu știu, așa cum a fost sunat să salveze prăbușirea efectiv, definitivă, cu dreapta la putere, țara, poate așa este sunat și acum, habar n-am. Această lege a fost concepută cap-coadă de PNL, cap-coadă. De ce? Ca o manevră de scădere în sondaje a PSD-ului. De aceea și este susținută pe spate până scandaluri, TikTok-uri și dragi cum ne-am obișnuit, de către AUR. Astăzi este Virgil Benzinărie, dezbrăcatul ăla în blugi, care ne punea, mai țineți minte când vă punea Virgil Benzinărie să stați în blugi în casă ca să nu vă fie friguț? Că el voia să vă țină în frig? Nu s-a întâmplat pentru că a venit PSD, de-aia n-ați rămas în frig. Deci toți neterminații au ieșit astăzi să explice că ei nu susțin această lege scrisă de PNL. Deci,
Cei de la PNL au ieșit astăzi să spună că ei nu susțin legea scrisă de PNL cap-coadă. Deci, legea e scrisă cap-coadă de PNL, cei din PNL au ieșit astăzi să spună că ei nu susțin această lege scrisă de ei. Harnelile acestea și cu aceste harneli încununate de ani de zile de muie PSD, cu aceste harneli, voi ați votat, într-adevăr, PSD majoritar, într-adevăr, dar pentru că democrația nu mai există în România și Constituția nu se mai respectă de către președintele României, la putere a ajuns o coaliție de dreapta. Nu știu dacă vă mai amintiți, alegerile au fost câștigate și atunci de PSD. N-a schițat nimeni niciun cuvânt, nici voi ăștia care stați în fotoliu, nici nimeni. Așa s-a ajuns la putere, da? Deci alegerile au fost câștigate de un partid și a venit la putere altul. Ca și cum mâine alegerile sunt câștigate, habar n-am, de PSD și la putere vin eu, de pe stradă. Mă sună hoha și ce, vină la putere, că ți-am zis eu că noi nu respectăm aici Constituția. Așa a ajuns dreapta la putere în România prin abuz. Da? Prin același abuz, astăzi există această lege la care își dau concursul băncile hoațe, există și bănci care nu sunt hoațe, la care își dau concursul comercianții hoți, ordinari, care și când s-a scumpit curentul, voia Virgil Benzinărie, au vrut să vă tripleze prețurile, a venit PSD, nu s-a întâmplat. Mă rog, toate nenorocirile care vi s-au întâmplat după ce a fost adusă la putere dreapta pe un furt calificat, încălcarea Constituției, în traducere mai populară, cu japca, au urmat cei 3 ani pe care îi știți, de teroare, de îngroparea educației, de îngroparea tot ce înseamnă sistemul de sănătate, de încuiere în casă, de dezastru, de închisă toată țara, prăbușită economia, distruse business-urile. Asta s-a întâmplat sub PNL, nu știu dacă mai știți, da? Distruse business-uri, pă, cel mai rău lucru, cea mai mare devalizare care a existat vreodată s-a întâmplat sub PNL, da? Ok. Acești neterminați sunt pe tobogan în sondaje și pentru a scădea în sondaje și PSD-ul nu se va întâmpla aceasta. Au inventat 200 de scandaluri, așa cum am prezentat în verdict. Astăzi neterminații ăștia au ieșit să spună că de fapt Boloș e un dobitoc. Cu alte cuvinte, nu? Păi dacă din moment ce Boloș a dat cu aprobarea șefului suprem, tu astăzi din PNL ieși și spui asta, înseamnă că îți calci în picioare propriul ministru. Demite-l! Retrageți sprijinul, corect? Corect. Astăzi au ieșit și au explicat cum Boloș, nu știu, a suferit un AVC și a dat legea asta. De fapt, nu se știe. De fapt, ei nu au fost de acord. Păi cum s-a dat dacă n-ați fost de acord? Cine vă dă? Voi credeți că toată populația e imbecilă, bă? Voi credeți că eu îi las pe toți să-i călcați voi în picioare? Eu n-am lăsat o zi populația să fie încălcată în picioare de PNL și de guvernele de dreapta. O zi! Ani de zile, când toată lumea stătea aliniată, când toată presa stătea aliniată, efectiv în afară de 1% din presă, toată presa a stat aliniată plătită de PNL. Toată presa! Au fost zeci de milioane de euro băgați în presă, da? Nimeni nu v-a spus adevărul. Singurul care v-a spus adevărul, singurul om, am fost eu. Vă spun acum adevărul din nou. Da, ăștia trebuie călcați efectiv în picioare. Eu nu am fost de acord cu această guvernare ca cetățean, că eu cine știu? Nimeni, una pe dreapta. Dar eu nu am fost de acord cu această guvernare, nu sunt în continuare de acord cu această coaliție. Această coaliție este o mizerie ordinară din cauza acestor nenorociți, mincinoși, devalizatori, acestor hoți ordinari care se numesc PNL, care mint de dimineață până seara. Ok? Punct. Că așa s-a hotărât la garnizoană să se meargă tandem, foarte bine. Eu vă spun atât. PNL-ul, toți pensații PNL, sunt o mizerie. Vorba lui Rareș Bogdan. Să se ducă la lada de gunoi a istoriei. Marș! Domnule Mășcanu. Un singur amendament. În guvernul României, singur om care decide se numește primul ministru. Se numește primul ministru. No. Asta vreau să-l întreb pe domnul Mășcanu. Deci ministrul nu dă niciodată o lege. Nu, dar stai să ne guvernul României prin semnătura primului ministru de lege, și atât. Proiectul de lege e inițiat de Ministerul Finanțelor. Nu știu ce vrea să spună Dunan Vronic. Că nu se votează în guvern. Ați votat vreodată în guvern? Nu se votează în guvern, dar există... Eu asta vreau să vă întreb ceva. Că tot aud, am văzut și explicația domnului Ciolacu, că așa s-au pronunțat specialiștii de la ANAF și domnia sa n-are căderea să-i contrazică. Dar domnul Ciolacu mai are consilieri? Are vreunul pe probleme economice și de finanțe? Care să spună, bă, Boloș și un bou! Nu, stați un pic. Să nu aprobăm asta că ne-i punem pe toți în cap? Nu. Lucrurile sunt nuanțate. Sigur. Dacă vrem să le nuanțăm.
Noi ne auzim de foarte multe zile încoace cum că la țară nu se mai poate plăti. Păi adunați pe 5 luni dacă au 5.000 de lei. Nu se pune problema. A, deci asta e noroc că e populația săracă. Ați scutit-o de o grijă, domnule. Nu, stai, nu. Nu puteți pornit de la premiza asta. Problema este, avem evaziune fiscală? Ok, avem. De unde vine evaziunea fiscală? E asta soluția? De la țară, de unde? Nu, de la țară. Sunt mai multe ramuri. Din neplata TVA-ului, corect. Neplata TVA-ului, neîncasarea la buget. Specialiștii de la fisc ar putea să încaseze TVA-ul? Ar în loc să facă propuneri imbecile? Orice, și de asta avem e-sigiliu, de asta avem e-factura. De asta se întâlnește premierul astăzi și cu, s-a întâlnit și cu băncile și cu IMM-urile, păi ca să găsim varianta corectă. Problema este că marea evaziune se întâmplă și pe plățile cu cash. Că altfel nu era domnul cu porbagajul pe care l-ați făcut. Și cash-ul ăla de unde vine? Cash-ul ăla vine din dacă, alt dacă cash. Dacă am avea o imprimantă dacă, unde ne-am tipărit banii, aveți perfectă dreptate. Vine este cumva un... din TVA-ul ăla pe care statul nu este în stare să-l încaseze? Este foarte posibil să vină și de acolo, dar de ce păi trebuie... Păi de unde vine? Asta e discuția aia, domnule, în loc să facă spitale, a făcut stadionul. Dar nu duceți deci în zona asta? Păi dar nu duceți zona asta în zona. Iertați-mă, domnul Rămășcan, dumneavoastră, ca partid de guvernământ, aveți în fișa postului să strângeți TVA-ul. Nu să-mi limitați mie posibilitatea de a plăti cash, e foarte simplu. Cu ce vi se limitează mea să posibilitatea de a plăti cash? Uite, mi se vreau să-mi cumpăr un telefon de 160.000 de lei. Bine. Cu banii jos, că sunt bogat. Am voie? Poate, bun, dar trebuie să ne spuneți de unde aveți banii, eu nu... Păi din veniturile pe drepturi de autor, am voie? El nu trebuie să vă spună nimic, domnul. Trebuie să-mi demonstrați dumneavoastră că am câștigat banii. Dacă dumneavoastră... Dumneavoastră trebuie ca organe de control eu să-i faceți cred... dovada că e fraudă. Stai că dacă eu nu iau publicitatea, nu mai au televizor de 160.000. Prezumați-vă cinstit, prezumați-mă cinstit, domnul Rămășcanu, că deocamdată așa scrie la Constituție. Discuția la vreau să-mi iau telefonul. Exact. E posibil ca toată lumea... E dreptul meu să da. Pe banii mei, munciți de mine și plătiți impozite. Mergeți în orice țară din lumea asta, dacă vă primește cu 160.000 de lei. Extraordinar. Luăm o scurtă pauză, după care revenim spectaculos. Gabriela Firea se întoarce la comandă. Scandalul a bubuit întâmplător tocmai astăzi. Vorbim despre manevra revenirii la vârful PSD a Gabrielei Firea. Ce urmărește aceasta, aflați imediat. Vorbim și despre motivele care o fac posora Gabrielei Firea să tremure, domnilor și domnilor. Ministrul a pus astăzi procurorii pe ei anchetă penală. Peste 1.000 de dosare de handicap măsluite. Rămâneți, merită.